Momente dubioase din desene animate. Fraților, am mai reacționat la genul acesta de videoclipuri și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult asta acum o grămadă de timp, acum un an de zile, așa că am zis, haideți să revenim să vedem ce alte momente dubioase mai avem în desene animate. Dar înainte să intrăm în acest episod, vreau să numim abonații. Primul abonat este Sandu, al doilea abonat este Albert și a treia abonată este Tabi Tabi. Mulțumesc frumos că ați apăsat pe butonul de like și că ați lăsat un comentariu și bineînțeles, dacă vreți și voi să apăreți, nu uitați să vă abonați, să faceți toate lucrurile acestea și mult noroc mâine. Am găsit shorturile acestea pe YouTube și hai să ne uităm la ele. Hai să vedem despre ce este vorba. Momente din desene animate care te fac să te întrebi la ce dracu mă uit. Partea întâi. Gofi, gofi. Wow. Bă! Ce, mă? La ce? Mamă, deci băiatul ăsta, Paul, a descris perfect shortul acesta. Te face să te întrebi la ce naiba tocmai m-am uitat. What? Ok, asta a fost dubios. Hai să continuăm. Bă, frate, Gumball e altceva. Bă, ăsta nu a fost chiar atât de rău. Ok, cred că asta a fost ediția Gumball. Bă, nu mi s-a părut chiar atât de dubios. Adică de multe ori întâlnim în desene animate momente cu posterioare. Haide, nu este chiar atât de ieșit din context. Dar haide să vedem ce ne așteaptă în continuare. Asta e din SpongeBob. Mamă, băi. Dar se distrează animatorii ăștia. Ăștia care animează, frate. Băi, și se gândesc la cele mai dubioase scenarii. Vă dați seama, uite, cât de mișto e să ai jobul acesta. Să creezi desene animate, să le desenezi, să fii scenarist, frate. Te gândești la orice. Ăsta, cum îl chema, mă, frate, din SpongeBob? Nu m-am uitat, dar mi se pare că îl știu cum îl cheamă. Plankton, Plankton cred că îl cheamă. Frate, era într-o gură și a fost lins. Mă rog, ați văzut și voi, nu trebuie să... nu trebuie să explic. Mamă, ce ăsta, frate? Bro! Bro! Oh my god! Băi, deci Tinerii Titani mi se pare tare rău. Îmi pare rău că nu prea m-am uitat. Pe vremea mea când se dădeau Titanii la televizor, nu era varianta animată. Adică bine, tot animată era, doar că nu erau ei copii. Are sens? Era mult mai serios desenul. Acum mi se pare mult mai Caterinca. Ia niște Gumball în continuare. Where are you going? That's it. We made up. What? I didn't wait infinity for a dip in the kiddie pool. We're taking this to the deep end. Don't be scared, Finn. Lumpy's on lifeguard duty. Ce? Uneori stau și mă întreb dacă ăstea chiar sunt părți din desenul pe bune. Pentru că vă dați seama, sunt și foarte multe fake-uri pe internetul acesta. Chiar sunt foarte curios dacă unele părți de aici sunt și au fost date vreodată la televizor. Sau au fost în desenul pe bune. Ok, în primul rând, da, a fost extraordinar de dubios tocmai ce am văzut cu toții în secunda asta. Dar vă asigur că episodul ăla din Tom și Jerry nu era tăiat chiar în felul ăsta. Adică nu decurgea exact așa cum l-ați văzut voi adineori. Cred că era puțin tăiat aici, frate. Nu era așa. Sunt sigur că nu era așa. Ok. Bro, era tăiat în așa fel încât să pară dubios. Și pare dubios doar dacă aveți voi mintea dubioasă, dacă mă înțelegeți. Orice alt om normal ar fi înțeles că ăla era un ecler.
foarte, foarte bine. De fapt, nu era eclair, cum se numea, mă? Rulou umplut cu vanilie sau ceva de genul. Mamă, ce pofam, frate, de așa ceva. Și lăsați în secțiunea de comentarii dacă știți de Tom și Jerry. Adică mi se pare imposibil să nu știi de desenul acesta, dar habar n-am, poate se mai uită desene de astea legendare. Ăstea erau pur și simplu funny. Ăsta era umorul de Tom și Jerry. Ce se întâmplă aici? E clar unde se duce desenul acesta. Nici măcar nu știu ce e. Cred că face parte dintr-un film de ăsta, așa, știi că se mai fac filme animate. Uite, e mult prea bine animat ca să fie un desen. Deci 100% este un film. Da, bro, animatorilor, ăștia care îi desenați, chill două secunde. Man. Deci asta, până la urmă, e doar o scenă de gătit. Dar cum poți să faci o scenă de gătit să fie foarte, foarte intensă? E simplu. Dă-le viață alimentelor. Pune doi ochi și o gură pe o pâine, spre exemplu, și deodată este totul foarte intens. Nu, no, dar pe bune acum. Nu, poți da mai în spate? Nu poți da mai în spate. Din nou, da, e doar un cremvuș, dar felul cum o fac să pară e foarte macabru. Și uite-o, bă, cum au desenat-o pe asta, voi vedeți ce cu forma asta, a? Băi, v-ați distrat acolo când ați animat desenul ăsta, dar până la urmă l-ați făcut pentru copii sau pentru adulți? Bă, ăsta a fost macabru, rău de tot. Ăsta a fost cel mai rău de până acum. Nu la modul rău, dar cel mai deplasat. Ok. Aoleu. Bă, ce-mi place că ăstea sunt și desene vechi și ăștia chiar nu prea aveau... nu prea aveau cenzură pe atunci. Naughty, naughty boy. Bă, sunt 100% oricum sigur, convins că orice îi face, dacă tu dai desenele acestea mai departe sau îi dai unui copil să se uite sau cuiva care nu prea are o experiență așa de viață sau care a trecut de vârsta de, să spunem, 12 ani, nu o să înțeleagă mare parte din glumițele astea cu subînțeles, știi? Adică e ok. Ha? Ce? Bă, ce desen? Știu desenul ăsta. Bă, ăsta chiar erau date la televizor? Hey Robin, anyone ever tell you you have a nice butt? Hello, nurse. What? Marș, mă, nu-i adevărat. Băi, mai știu primul desen, adică parcă mi-e puțin cunoscut, nu mai știu exact cum se numește, nu mi-aduc aminte niciun episod din el, dar chiar se dădea asta la televizor? Bine, din nou, nu e chiar atât de deplasat dacă nu te gândești, dacă n-ai o minte atât de murdară, bineînțeles, dar ăstea chiar ar trebui să fie niște momente șterse din desene animate. Insula dramei totale asta. Mi se pare că am văzut partea aia chiar când eram copil. Why you burn so hard? Daily squats and stretches keeps it all tight. Băi, deci tinerii titani văd că tot frecventează compilațiile astea. Oh, no, it is. Bă, n-a fost, mă, chiar atât de rău. Mie mi se par funny. Chiar mi se par funny. Asta e Finn și Jake, parcă, nu? Ce desen e ăsta? Ah, ok. Ouch.
Bă, ăsta n-a fost chiar atât de rău. N-a fost rău deloc, de fapt. Uite, mi se pare că la tinerii ăștia titani m-am uitat eu. Când erau mai mic. Erau ei mari. Din nou, dacă aveți o minte murdară, poate vi s-ar părea dubios, dar e ok, e, a fost puțin ciudat ăsta. Bă, ești nebun! How do I look? Amazing. Ce tare mi s-a părut ăsta. Niște gumball, ok? Her cutie patootie consumed each other like a pair of feasting lions. We spent every hour of sunt foarte confuz. Mă, astea sunt amuzante. Chiar îmi pare rău că nu prea m-am uitat la Gumball, dar de fiecare dată când am văzut desenul ăsta pe oriunde mi s-a părut amuzant. Deci poate o să mă uit cândva la el, habar n-am. Fraților, o să ne oprim aici. Am văzut multe momente dubioase din desene animate, dar cred că putem să o lăsăm și pe o parte a doua. Dacă mai doriți și dacă vă place, o să încerc să caut din ce în ce mai multe momente dubioase din desene animate. Și bineînțeles, dacă văd o mare susținere la acest videoclip, o să facem partea a doua. Nu uitați de tablița abonaților și, bineînțeles, înainte să ieșiți, mai uitați-vă la încă un videoclip.